Ora 15, stimați spectatori, începe regiunea în obiectiv la televiziunea română. Sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. România sălbatică, cel mai complex film despre frumusețile țării noastre, este finalizat și e foarte aproape de a ajunge în fața publicului. Discutăm chiar acum despre acest subiect, e de altfel subiectul care deschide ediția de astăzi a emisiunii noastre. Invitații mei sunt chiar realizatorii acestui film România sălbatică, Dan Dinu și Cosmin Dumitrache. Bună ziua, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi la regiunea în obiectiv și avem această oportunitate de a discuta despre un efort de mai bine de 10 ani. Felicitări, în primul rând! Mulțumim frumos și bine v-am găsit! Mulțumim frumos de invitație! O muncă ce, e clar, nu cred că spun cuvinte mari, dacă îi spun colosală, nu? Cu niște particularități pe care nu le întâlnim de obicei în astfel de filme care presupun un efort considerabil. Și vreau să pornim cu începutul, nu? De unde v-a venit ideea? Cum ați reușit să țeseți această poveste ce spuneam că se întinde pe parcursul a mai multor ani? Vă rog! Ideea a plecat de la un proiect pe care l-am început în 2010. Era un proiect fotografic la vremea respectivă, eu fiind mai mult fotograf decât realizator de filme. Și, practic, am vrut atunci să arătăm oamenilor din țara asta că avem o țară absolut fabuloasă și că merită să o protejăm. Și, ușor, ușor, Cosmin a văzut proiectul, i-a plăcut foarte mult, s-a alăturat și, uite, așa s-a născut ideea filmului documentar. Nu putem vorbi despre niște drumeții răzlețe, despre niște fotografii răzlețe atunci la începuturi, pentru că ați inventariat până la urmă, nu? Toate rezervațiile României, adică a fost o documentare minuțioasă, nimic nu v-a scăpat, să spun așa. Da, proiectul ăsta în primii doi ani și jumătate a trecut prin toate parcurile naționale și naturale din țară, 28 la număr atunci, între timp au mai apărut încă două și practic, da, am luat fiecare parc la rând și așa ușor, ușor ne-am conturat, dacă vrei, și partea de documentare a filmului, pentru că mergând prin toate zonele astea ne-am făcut și un fel de research pentru ce urma să vină când a fost vorba de film. Dan Dinu, din zona foto, cum ne spunea puțin mai devreme, Cosmin, ce ți-a făcut cu ochiul, să spun așa, ce te-a convins că vrei să fii parte din această echipă și cum te-ai implicat în momentul în care te-ai alăturat? Păi, fiind un foarte mare pasionat de natură și prin prisma jobului de videograf, am căutat un proiect la care să pot să mă alătur și să reușesc să realizez un film documentar despre natura României, pentru că nici eu nu știam foarte multe despre zonele naturale, mai mult cele de prin jurul casei și așa am descoperit proiectul fotografic România sălbatică a lui Dan și printr-un simplu mail ne-am cunoscut și apoi am pus bazele echipei care mai târziu a realizat acest film. Într-adevăr, la început a fost mai mult o joacă și o experiență, dar pe parcurs am început să ne sudăm foarte bine ca echipă și cel mai important cred că a fost consecvența și perseverența noastră pentru a încerca să realizăm un film așa cum nu s-a mai făcut în România. Am avut de la început acest scop și am țintit o producție de clasă europeană, să spun așa, sau de standard foarte ridicat. Nu ne-am limitat sau nu am vrut să facem pur și simplu un simplu documentar care să arate doar din punct de vedere ilustrativ, să spun așa, țara noastră. Am vrut să creăm multe povești și care se îmbine într-o poveste mare în filmul România sălbatică. Trebuie să vă spun faptul că telespectatorii noștri văd chiar acum în imagini making-of-ul, nu? Imaginile pe care voi le-ați surprins atunci când ați lucrat la acest proiect. I-aud pe colegii din regie spunând că ar fi bine să facă un film despre cum ați făcut voi acest film, pentru că există niște particularități și ați reușit cumva să coagulați în această echipă organizații de mediu, organizații care se ocupă de protejarea acestor frumuseți. Trebuie să spun, nu neapărat cunoscute de foarte multă lume, o diversitate
diversitate, cu totul și cu totul aparte. Evident că ați adus în acest proiect și din experiența voastră internațională, să spun așa, nu, colaborările voastre cu BBC, cu National Geographic, se reflectă în tot ceea ce numim, cum spuneam la începutul intervenției noastre, cel mai complex film. Și vă întreb pe amândoi, ce ar trebui să înțeleagă telespectatorii noștri când spunem cel mai complex film despre frumusețile României? Ce se ascunde în spatele acestei sintagme, care, repet, nu e doar un cuvânt mare, pentru că există niște elemente pe care voi le-ați spus acolo și care sunt nemai întâlnite, să spunem așa, sau maniera de abordare, de lucru, e una cu totul specială. Vă rog să ne dați detalii. Păi, aș putea spune, în primul rând, când ne gândim la cel mai complex film, ar trebui să ne gândim la faptul că are destul de mult de ani de producție. Adică noi lucrăm la el de aproximativ 3-4 ani, dar în spate are acest proiect de 10 ani și practic partea de documentare a durat foarte, foarte mult. Ce ne-am dorit noi a fost să facem un film foarte complex care, nu știu, să dea senzația că ne aparține, nu numai nouă care l-am creat, ci tuturor celor care îl văd. Și asta pentru simplu motiv că este reprezentativ pentru România. Sunt zone în film pe care oamenii o să le vadă și o să zică, da, uite, am fost și eu acolo, ce fain a fost locul ăla. Adică oamenii să se regăsească în filmul ăsta. Pe de altă parte, vine de la ideea că am încercat să arătăm un film niște lucruri pe care foarte puțin le-au văzut în mod normal, comportamente interesante de animale sau locuri mai puțin știute, tot felul de povești din astea care să facă deliciu unui film documentar și să-l ducă în zona asta a ineditului, a celor care vor să vadă natura așa cum o știm noi, puțin mai intim, puțin mai în detaliu, nu neapărat doar o drumeție simplă pe undeva și atât. Pe lângă asta, partea de post-producție a contat așa foarte mult. Pentru muzica filmului s-a compus cam o oră și jumătate de muzică. Și asta e o premieră, e o compoziție, da. Nu pentru orchestră, pe care n-am mai întâlnit-o în ultimii ani. Au lucrat 50 de oameni aproape la această coloană sonoră, pe lângă compozitorul nostru Alexei Țurcan, o grămadă de profesioniști acolo, care au făcut ceva unic. Nu s-a mai compus probabil pentru un film, cu atât mai puțin documentar, o oră jumate de muzică, nici nu știu de când. Iar lucrul ăsta contează și s-a făcut la un nivel de profesionalism foarte, foarte sus. La fel și partea de sunet, unde s-a recreat practic fiecare sunet din natură, s-au pus acolo voci la animale, în așa fel încât să existe acele personaje și mai vizibile și mai prezente în film. Totul a fost făcut în așa fel încât să echivaleze aceste producții mari la care ne raportăm uneori cu toții. Cosmin, te rog. Da, și ce vreau să mai adaug este și faptul că acest film este 100% o producție românească. Absolut toți oamenii implicați în acest proiect sunt români și la fel toate imaginile sunt autentice, filmate în zonele naturale, în parcurile naționale, naturale din țara noastră, cu specii în libertate. Deci absolut totul. Noi am încercat să mizăm 100% pe autenticitate și să creăm un film cât mai, să spun așa, cu suflet românesc. Să spunem telespectatorilor noștri, apropo de ideea pe care a exprimat-o Cosmin puțin mai devreme, despre faptul că în genere astfel de producții au în spate o întreagă recuzită, chiar se închiriază uneori, nu, animale care sunt cumva, să spun așa, puse în habitatul respectiv, lucruri cumva regizate. Ori nu a fost maniera în care voi ați lucrat. Nu ați avut la dispoziție aceste mijloace sau nu ați dorit, să folosiți mijloacele convenționale, să spunem așa, ceea ce evident presupune un efort mare în plus, mult mai mare. Nu vrei să știi de câte ori am fost așa frustrat de faptul că am căutat un animal foarte mult timp și nu l-am găsit și mai că-ți venea să cauți acolo un lup sau un râs să-l pui în cadru. Dar bineînțeles că lucrul ăsta nu ar trebui făcut într-o producție de genul ăsta, mai ales că, nu știu, așa am simțit noi că trebuie să fim corecți față de public. Și pe de altă parte, ce cred eu că a contat și mai mult a fost că vezi România aia așa cum este ea. Adică faptul că anumite animale sunt surprinse în intimitatea lor și în scene absolut, nu știu, intime, mai ales că multe dintre secvențe sunt făcute cu camera traps, adică niște camere care se trecază automat și atunci nu deranjez deloc specia, a contat poate mai mult
decât să, nu știu, să arătăm o vânătoare a unor lupi sau, nu știu, a unui râs sau lucruri care, de altfel, în România sunt aproape imposibil de realizat. Iată, și apropo de asta, e cumva știut faptul că e extrem de greu să-i filmezi în mediul lor natural, mai ales când vorbim de lupi și râs, ceea ce spuneați voi puțin mai devreme. Ce-a presupus asta? Cam cât ați stat la pândă, să spun așa, sau cât a fost nevoie să investiți în termen legat de efort, timp, concentrare, frustrare, nu? Uneori toleranță la frustrare și ambiguitate, ca noi să ne putem bucura, pentru că spuneați puțin mai devreme, ne aparțin cumva aceste mărturii pe care voi le-ați documentat, ca noi să ne putem bucura de ele. Da, într-adevăr, la fiecare tură ne-a cuprins un amalgam de sentimente și cumva ce a fost și foarte interesant, că la fiecare ieșire și în fiecare zonă în care mergeam, nu știai la ce să te aștepți. Adică aveai un plan de dinainte pe care vroiai oarecum să-l urmezi, dar așa e natura, nu ai cum să planifici sau să-ți iasă totul așa cum îți propui și a trebuit de multe ori să ne întoarcem sau să reprogramăm ture sau să urcăm de 2-3 ori pe un vârf ca să surprindem cadele pe care le doream sau să căutăm o specie zile sau săptămâni la rând până să reușim să surprindem comportamentul pe care ni-l doream. Iar în alte cazuri au fost momente în care aveam o secvență destul de ok cu o specie, dar stând mai multe zile în acel loc și încercând să scoatem ceva mai complex, am rămas surprinși găsind comportamente și situații bine edite pe care nici noi nu le știam sau nu, cumva nu erau plănuite și stabilite, ca să spun așa. Și asta face parte din farmecul acesta al naturii, pentru că poți să fii surprins la fața locului chiar dacă vii cu un plan foarte bine făcut de acasă. Și cred că asta o să dea și autenticitate și mai mare și, ca să spun așa, partea spectaculoasă pe care în unele filme o vezi prin anumite vânători sau secvențe super ample, tocmai asta o să compenseze filmul nostru cu secvențe cu specii poate nu foarte rare sau nu foarte, ca să spun așa, inedite, dar intimitatea vieții din de la aceste specii care o să compenseze spectacularitatea acțiunii cadrelor. E, și dacă punem acum la un loc toate elementele pe care voi le-ați numit puțin mai devreme, adică iată această cantitate de muncă impresionantă, echipa și pe partea de preproducție, producția și postproducția, unde a povestit și Dan puțin mai devreme de multitudinea de oameni implicați, sunet, muzică, orchestră, narare și așa mai departe, ar putea să considere cei care ne privesc acum despre faptul că v-ați bucurat de un buget colosal? Altfel lucrurile sunt, nu, în opinia multora, foarte greu, dacă nu imposibil de realizat. Așa au stat lucrurile, cum ați reușit să drămuiți? Pentru că mă gândesc că n-ați avut la dispoziție nenumărate fonduri pentru asta, dimpotrivă poate că. Partea frumoasă a filmului ăsta și a întregului proiect este că a fost făcut cu foarte, foarte multă pasiune de la foarte mulți oameni care s-au alăturat. Noi nu am avut un buget, am plecat la film fără niciun fel de buget. Aproape întreaga parte de filmare, efectiv de producție, a fost făcută pe proprii noștri bănuți. Poate de aia și dura puțin mai mult, pentru că a trebuit să mai și trăim, să mai facem și un job normal pe lângă cel din făcut strict din pasiune. Și bineînțeles că datorăm așa un ajutor foarte mare celor care au venit, s-au alăturat și ne-au sprijinit, pentru că foarte multe dintre ponturi, foarte multe dintre specii le-am găsit și datorită unor prieteni care ne-au ajutat cu lucrurile astea. Filmul ăsta a avut așa puterea și o are în continuare, are puterea de a strânge aproape oameni foarte faini, oameni care gândesc la fel ca și noi, pentru care natura este o pasiune dincolo de orice altceva și care fac tot posibilul să o sprijine, să o protejeze. De-abia în ultima etapă a proiectului, în cea de postproducție, când a trebuit să avem cheltuieli legate de tot ce înseamnă partea asta, am avut, bineînțeles, ajutorul coproducătorilor noștri care au venit cu partea asta, Matei Truța, Tudor Giurgiu, care au sprijinit proiectul la fel ca și cei de dinainte. Nu s-au gândit foarte mult.
Au văzut că e ceva făcut din pasiune, au crezut în el și s-au alăturat. Asta este cel mai frumos lucru la filmul ăsta, că toată lumea a crezut în el, fără să fie niciun fel de condiționare. Și ușor, ușor am făcut roșii de acei bănuți de care aveam nevoie să terminăm postproducția, iar filmul ăsta este acum foarte departe de ce ne-am putut noi imagina la început. Partea extraordinară este că nu-l țineți pentru voi și urmează și să pornească itinerant. Să începem cu evenimentul de mâine. 30 iulie e prima întâlnire cu publicul, să spunem așa, dar după aceea el va călători prin toată țara și mi s-a părut extraordinar în momentul în care m-am documentat pentru întâlnirea cu voi faptul că aveți în vedere proiecții ce vor fi făcute exact în rezervațiile naturale pe unde voi ați fost. Da, mâine este încercarea cea mare, ca să zic așa. Emoțiile toate strânse în timp de 10 ani se vor termina în cele ultime 2 minute de credite, probabil, când o să simțim cu adevărat vibrația aia din Piața Unirii, umplută de sunetele de natură. După care urmează, în august, urmează o caravană prin toată țara cu proiecții. Iar din septembrie va ajunge filmul în cinematografe, unde oricine din orice colț al țării va putea să-l vadă. Așa cum spuneai, plănuim și niște proiecții eveniment, niște proiecții care să ajungă acolo unde este locul acestui film. De ce nu? La el acasă, acolo nu s-a filmat. Ne gândim la niște proiecții în parcurile naționale, în parcurile naturale și, bineînțeles, ne mai gândim la niște proiecții în școli, ca, nu știu, copiii să-l vadă, să se bucure de el, să, nu știu, poate să inspire o nouă generație de oameni care să lupte pentru natură și să facă filme de natură, de ce nu? Mi se pare extraordinar de important ca mesaj faptul că filmul vostru vine exact acum, într-o perioadă în care, să spunem așa, relația noastră cu natura, cu animalele, e una foarte zbuciumată. Discutam chiar în urmă cu câteva zile la Regiunea în Obiectiv despre această turbulență între măsurile pe care Ministerul Mediului dorește să le ia cu privire la urși, la marile carnivore ce trăiesc în țara noastră în interacțiunea cu omul. Avem această informație, această decizie istorică, pe de altă parte, faptul că patrimoniul Roșia Montană intră în patrimoniul mondial UNESCO. Vis-a-vis de maniera, să spunem, agresivă, și când spun agresivă mă refer la turism agresiv, la nepăsare uneori vis-a-vis de natură, exploatare total anapoda, deprișări și așa mai departe, microhidrocentrale, dispariția unor specii prin intervenția total nesăbuită a omului. Vreau să-mi vorbiți în următoarele minute despre cât de important e mesajul pe care filmul vostru îl transmite publicului. Și de aceea și spun că vine exact în momentul potrivit. Te rog, Cosmin. Da, într-adevăr, noi ne-am dorit de la bun început ca acest film să aibă un rol educativ și cumva să sensibilizeze toți românii care o să-l vadă, să aducem un pic mai un plus de respect naturii și să conștientizăm că aceste bogății naturale pe care le avem trebuie să le protejăm, trebuie să avem grijă de ele și trebuie să le lăsăm mai departe și pentru generațiile tinere ca să se poată bucura de ele. La fel, în același timp, dorim să aducem și o doză de optimism a oamenilor față de natură, să nu mai privim tot timpul doar știrile negative și doar partea, din păcate, mediatică, care cumva se axează pe aceste știri explozive și spectaculoase. Dorim ca oamenii să informeze cât mai bine cu privire la natură și cumva să-și ia informațiile care sunt corecte și necesare, să nu cadă mereu în această meteagna negativismului, să avem impresia că nu mai e nimic de făcut ca să salvăm natura de la noi, că totul este pierdut și că, nu știu, că se taie toate pădurile, că nu mai avem păduri, că nu mai sunt animale. Cumva cădem în această capcană a senzaționalului și a dramatismului cumva dus la extrem și uităm să ne bucurăm și să apreciem foarte mult și ceea ce Ne-a mai rămas, din fericire, exact, nu? Exact, da. Și e foarte important să vedem și partea plină a paharului, numai aspectele negative. Trebuie să privim cu optimism și să credem că avem încă șanse să protejăm natura și să o ducem mai departe. Aș putea completa aici un lucru. Te rog, Dan, te rog. Nu poți face protecția naturii fără două lucruri foarte importante. Pe de o parte, educație,
poți să protejezi prin, prin închiderea unor rezervații. Pui un gard și zici că acolo natura este protejată. Este un concept destul de fals din punctul meu de vedere, pentru că atât timp cât oamenii nu înțeleg de ce trebuie să protejezi, nu o să respecte nimic. Așa că educația este foarte importantă. Iar cel al doilea aspect din punctul meu de vedere este legat de partea optimistă a lucrurilor. Exact cum spunea și Cosmin, este foarte important să ne dăm seama de ce protejăm și după aia să înțelegem cum protejăm. Pentru că dacă suntem, nu suntem optimiști, o să zicem că oricum s-a tăiat tot, s-a furat tot, așa că nu mai avem ce proteja. Ceea ce este un concept destul de greșit. Noi mergând foarte mult în teren, am văzut cât de multă natură mai avem și cât de mult are nevoie de noi ca acum să fim optimiști și acum să încercăm să protejăm lucrurile astea. Astea sunt cele două chestii care trebuie să reiasă și în urma filmului și credem noi că am reușit să transmitem exact mesajul ăsta. Și înțeleg, de fapt, că voi spuneți, avem motive să fim optimiști, avem pentru ce să fim optimiști. Avem extrem de multe motive să fim optimiști. Mi se pune destul de des întrebarea asta legată de, da, peisajele chiar mai sunt pe la noi, adică mai sunt păduri la noi netăiate. Pot să le spun tuturor că mai sunt multe păduri la noi netăiate și mai avem foarte multe păduri valoroase, avem foarte multe carnivore mari. Avem resurse pe care lumea le tratează pur și simplu cu nepăsare, tocmai pentru că se informează din surse care nu sunt așa cum trebuie. Le-aș recomanda tuturor să asculte mai puțin de acele știri, hai să zic, uneori false chiar, și să pună mai mult preț pe știrile care sunt pozitive, care sunt bune, pe informarea cum trebuie. La noi asta este problema, că nu reușim să ne informăm din surse așa cum trebuie. Iar presiunea pe natură este relativ mare. Noi, din păcate, în loc să învățăm de la țările din vest, să nu repetăm greșelile lor, ei, din păcate, foarte multe zone le-au distrus, fără să-și dea seama, pentru că nu existau conceptele de protecție naturii așa cum sunt astăzi. În loc să încercăm să înțelegem lucrul ăsta și să nu facem aceleași greșeli, mergem exact pe aceleași tipare. Exploatăm prea multe resurse, fără cap, nu ne gândim că trebuie să mai rămână unele care să genereze în continuare o bază de biodiversitate foarte importantă. Și ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta. Noi avem această idee că acum vin străinii și ne spun nouă cum să facem după ce ei au distrus ce aveau la lor, la ei. Da, oare cum facem asta? Și ar trebui să-i ascultăm, pentru că ei au învățat niște lucruri pe care noi acum le repetăm ca și greșeală. Și trebuie să menționăm și faptul că există și foarte mulți oameni profesioniști care lucrează pentru protejarea și conservarea naturii de la noi. Sunt foarte multe ONG-uri și foarte mulți oameni din administrație locale care se implică și se dedică în totalitate. Noi am avut contact cu foarte mulți oameni din teren care ne-au ajutat foarte mult și am rămas surprinși de implicarea și de rolul lor în protejarea și conștientizarea importanței naturii din țara noastră. Urmăriți, doamnelor, domnilor, imagini spectaculoase. Vă reamintesc din filmul România Sălbatică, realizat de invitații mei Dan Dinu și Cosmin Dumitrache, partea frumoasă, pentru că, exact cum spuneau și ei puțin mai devreme, e important ca să putem proteja ceea ce avem, e important să înțelegem ceea ce avem cu adevărat și ceea ce trebuie protejat. Suntem la finalul intervenției noastre, domnilor. Un mesaj sau vreau să-mi spuneți ce vă doriți de la întâlnirea cu publicul, de la prima întâlnire cu publicul, ce va avea loc mâine, cordon. Donatele întâlnirii și ceea ce vă doriți să aveți în această interacțiune. Vă rog. Probabil că cel mai important lucru mâine este că este o întâlnire între prieteni, aș putea spune. Pe de parte că acolo vor fi oameni care iubesc natura și pe toți îi considerăm prieteni, cei care au aceeași pasiune ca și noi. Iar pe de altă parte, chiar sunt foarte mulți prieteni, oameni cunoscuți care au cumpărat un bilet de 15 lei, dar au dat 150 lei pe cazare ca să vină la Cluj să vadă film. Este cea mai interesantă confirmare pe care poți să o ai. Adică atâta timp cât oamenii ăștia fac lucrul ăsta pentru tine, înseamnă că tu chiar faci un lucru bun și mesajul tău a mers mai departe și a ajuns unde trebuie. Da, și bineînțeles, suntem foarte entuziasmați și bucuroși că am ajuns în stadiul ăsta și am reușit să aducem filmul la acest nivel și, na, bineînțeles, nu ne așteptam să ca premiera filmului să fie tocmai la TIFF, la ediție aniversară TIFF în piața centrală din Cluj. Și sperăm să primim reacții pozitive și să ne bucurăm împreună cu publicul de natura României.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi la Regiunea în Obiectiv. Mult succes în întâlnirea pe care o aveți planificată cu publicul mâine și evident cu filmul. Și vă spuneam, doamnelor, domnilor, acest film extraordinar, România Sălbatică, va porni într-o călătorie prin toată țara și veți avea ocazia să vă întâlniți atât cu realizatorii, cât și cu frumusețile extraordinare pe care le mai avem în țara noastră. Mulțumesc încă o dată și mult succes pe mai departe. Mergem și noi mai departe când vorbim și despre localitățile din România. Există mai multe viteze, așa cum am spus și cu alte ocazii, sunt locuri în care resursele sunt mai multe și evident problemele pot fi acoperite, dar sunt și zone în țara noastră unde nevoile sunt foarte multe și posibilitățile acelor oameni sunt scăzute. Tocmai acesta a fost și motivul pentru care două organizații din Cluj-Napoca, este vorba despre Asociația Beard Brothers și Asociația Hans Spalinger, au gândit proiectul ambulanței sociale, despre care discutăm chiar acum la Regiunea în Obiectiv. Lucian Șteț, reprezentantul Beard Brothers, este alături de mine. Te salutăm, Lucian. Bine ai revenit la noi. Mulțumesc că ești cu noi. Din fericire, ambulanța, nu, unitatea medicală pe roți, să spunem așa, sau medico-socială, a pornit deja la drum și a bifat câteva zone mai puțin, să spunem așa, dotate cu resurse. Vreau să ne dai detalii, te rog. Așa este. Suntem deja la a șasea ieșire, care o să se întâmple în 21 august în Văideu, județul Mureș. Iar până acum am acoperit alte 5 localități și în sumate sunt deja 120 de consultații care s-au făcut pe partea de pediatrie. Să nu presupunem din start că toți cei care ne urmăresc știu deja despre ce este vorba. Hai să luăm puțin lucrurile încă de la început și să vedem căror nevoi răspunde ambulanța socială, ce se întâmplă și cum funcționează ea practic în teren. Așa este. Proiectul Ambulanța Socială a luat naștere în 2019 împreună cu cei de la Betfair și mai multe firme care ne-au ajutat să punem cap la cap fondurile pentru această campanie. Proiectul Walking Month, pentru care nu exact. Foarte mulți clujeni și nu numai, pentru că au fost oameni și din alte orașe, au mărșăluit, au umblat, au contorizat pașii pe care i-au făcut, fondurile ducându-se în această ambulanță socială. Îmi cer scuze că te-am întrerupt. Nicio problemă, așa este. Iar în urma acestor campanii s-a cumpărat ambulanța respectivă, care are rol de a oferi consultații medicale, iar în viitor vrem să adăugăm și consiliere de diverse feluri, juridică și așa mai departe, care să fie disponibilă pentru zonele rurale mai defavorizate. Când spunem că e vorba despre situații sociale în care e nevoie de consiliere sau juridică, ne referim, și asta e probabil o informație pe care nu mulți dintre dumneavoastră o știți, nu la foarte mare distanță de Cluj-Napoca sau de orașe mari, există sate izolate sau există sate cu probleme în care oamenii respectivi nu au documente, nu au act de identitate copiilor, nu au certificate de naștere, nu, pentru că cumva în hățișul și în problemele acestui sistem de care ne lovim adesea în România, se înregistrează și astfel de situații. Știu că și voi, Beard Brothers, în vizitele voastre, în diverse circunstanțe, ați documentat oameni care trăiesc, nici nu pot să spun, în sărăcie, niște condiții îngrozitoare, cu niște pensii despre care nu ne puteam imagina că mai există în România, sau cu niște venituri care abia le permit să trăiască de pe o zi pe alta și care de bună seamă că trebuie ajutați. Așa este. Noi încercăm de fiecare dată să facem research înainte și să mergem în localitățile unde sătenii sunt la distanță mare față de un spital. Este mai restricționat și, de asemenea, zona în sine este cu mai multe probleme. Sunt și sate comune în care oamenii sunt mai înstăriți și atunci, din punctul ăsta de vedere, pentru ei e mai simplu. Și noi încercăm să alegem tocmai pentru a-i deservi. Să vorbim, Luca, despre faptul că aceste servicii sunt furnizate gratuit oamenilor, nu? În momentul în care voi ajungeți într-o comunitate, nu trebuie să plătească pentru aceste consulturi, pentru această etapă de consiliere pe care voi o faceți atât cu părinții, nu, cu cei mari pe care îi întâlniți acolo, cu sătenii, dar și cu copiii. Am văzut multe jocuri în care ei sunt învățați despre ce înseamnă sănătatea corpului, despre cum să se protejeze, mai ales în aceste vremuri, să le spunem așa, date pandemice pe care le trăim. Vorbește-mi, Luca, despre felul în care sunteți primiți acolo, în comunități. Ce spun oamenii când ajungeți? Cum relaționează cu voi?
Până acum reacțiile au fost bune de fiecare dată. Într-adevăr, sătenii sunt cumva reticenți, neștiind despre ce este vorba. Faptul că primești aceste servicii în regim gratuit deja cumva stârnește întrebări. Și nefiind în egală măsură, nefiind obișnuiți, nu, ca cineva să-i bage în seamă, cineva să meargă la ei acasă și să le spună aceste lucruri, să le ofere consulturi de specialitate în mod gratuit. E cumva firesc, nu? Când niciodată nu ți s-a întâmplat asemenea lucruri, să ridici puțin sprânceana, gândindu-te că poate e altceva în spate. Așa este. Noi de fiecare dată luăm legătura cu autoritățile înainte, cu primarul, cu medicul de familie al zonei, cu absolut toți cei care sunt responsabili. Le explicăm ce înseamnă proiectul nostru, le dăm detalii. Spune-mi, te rog frumos, dacă poți, dacă aveți cumva o contorizare, cam câți beneficiari ați reușit să deserviți până în acest moment? Câți beneficiari ați reușit voi să deserviți până în acest moment? Avem un număr de persoane care au reușit să fie consultate? E o legătură pe care am stabilit-o cu invitatul meu, doamnelor, domnilor, și care puțin face figuri. Sper că în acest moment ne aude Lucian Șteț. Vă reamintesc că e reprezentantul organizației Beard Brothers, care alături de Asociația Anspalinger au pus la punct acest proiect al ambulanței sociale. Îmi spun colegii că avem din nou stabilită legătura cu Lucian. Te întrebam puțin mai devreme dacă avem un număr al beneficiarilor pe care ați reușit să-i deserviți până în acest moment. Da, până în acest moment avem 119 copii care au fost consultați, iar așa cum ai zis tu înainte, noi pe lângă aceste consulturi gratuite pe care le oferim pe partea de pediatrie, încercăm să adăugăm tot mai multe servicii, ca să le zic așa, și activități. Mai exact, am făcut diverse parteneriate cu cei de la Cărțile pe Față, sunt un ONG care se ocupă cu a aduce cărți, cultură și așa mai departe în zonele respective, mergem împreună cu ei. Cu cursuri de prim ajutor, cursuri de anatomie, chiar precum ai văzut în pozele respective, noi ducem diverse corpuri umane făcute din plastic și încercăm să îi pregătim pe copii pentru lucrurile astea. Și de asemenea, mare parte din colaborare o facem și cu cei de la Caravana cu Medici. Caravana cu Medici, exact, vreau să punctez acest aspect, s-a alăturat de mersului vostru, nu? Sunt și aici medici voluntari care vin în aceste acțiuni. Exact. În ambele cazuri totul este voluntariat, atât în cazul ambulanței sociale, cât și a caravanei cu medici. Ei vin pe partea de medicină internă, cancer mamar, ecografii, lucruri mai complexe care se întâmplă pentru adulți. Și atunci noi încercăm să găsim dueturi în care vine mama, de exemplu, cu copilul, noi facem partea de pediatrie, iar ei fac partea de consultații pentru femei. Să spunem și faptul că ideea ambulanței sociale a pornit în urma unei vizite în Statele Unite ale Americii. În New York funcționa o astfel de unitate mobilă dezvoltată de către cei de la New York Legal Assistance Group. Ei o deplasau în zonele vulnerabile unde făceau exact astfel de acțiuni cu persoane care aveau diverse nevoi în comunitate, care aveau nevoie de însoțire în dobândirea statutului legal, în completarea unor acte sau aveau probleme medicale pentru care sistemul cumva era supraîncărcat și nu reușeau să ajungă acolo. Spuneai că e deja stabilită următoarea vizită pe care o aveți în plan cu ambulanța. Da, este. O să fie în localitatea Vaideu, în județul Mureș. Este programată pentru 21 august. La fel, vom merge împreună cu cei de la Caravana cu Medici, iar ei o să facă partea de sănătatea femeii și educație medicală, iar noi partea de pediatrie, cursuri de prim ajutor, cursuri de anatomie, cursuri despre alimentație, iarăși o mare problemă pe care nu știam că o vom găsi în zonele rurale, dar e una dintre lucrurile care trebuiau rezolvate când venea vorba de pediatrie. Și urmează să o avem în 21 august. Asta este foarte interesant, anume, uite, lipsește, din păcate, în țara noastră o cartografiere, dacă pot să spun așa, nu doar a serviciilor existente, dar și a problemelor pe care anumite persoane sau anumite comunități le întâmpină. Mai ales că zona asta de prevenție, să spunem așa, nu prea e acoperită. Nu avem programe naționale pentru prevenție. Intervenim atunci când bolile adesea sunt cronice,
cronicizate, dar nu facem foarte multe lucruri să prevenim, cum spuneai tu puțin mai devreme, o alimentație sănătoasă, nu? Și cât de fapt de importantă e, pentru că atunci când intervic în lucrurile, deja au luat-o la vale, ca să mă exprim așa, și costurile și rezultatele sunt mult mai greu de obținut. Înțeleg cumva că voi la fața locului realizați și o hartă a problemelor și vine o adaptare rapidă pentru a le oferi acelor oameni exact instrumentele de care au nevoie pentru a trăi mai bine, că de fapt despre asta e vorba, nu? De a crește calitatea vieții lor. Așa este. În funcție de ce se întâmplă la fața locului, noi încercăm să ne adaptăm. În primul rând, toată lumea primește acest consult general. Dacă este nevoie de EKG, dacă este nevoie de puls, tensiune, test de glicemie. După care noi încercăm să le dăm fiecărora sfaturi, medicii de fapt, pediatrii, în funcție de problemele tuturor. În cazul în care descoperim un caz grav, atunci încercăm să-i ajutăm să ajungă cumva în Cluj la un spital. De la aspectele medicale și sociale, vreau neapărat să punctăm, înainte să te las să pleci, și aspectele educaționale, care și ele reprezintă o prioritate pentru organizația Beat Brothers. Ultima dată am vorbit despre faptul că, evident, deși eforturile voastre au fost concentrate în pandemie pe suportul pe care l-ați oferit unităților medicale, nu ați renunțat, ba dimpotrivă accelerează proiectul școlii. Vreau să ne dai detalii în câteva cuvinte. Așa este, eram ambiționați și suntem mai ambiționați chiar și după perioada ce a trecut. Campania noastră cu numărul 13, în care suntem acum, se focusează pe a construi o școală de meserii care o să aibă undeva la 400-500 de metri pătrați ca și construcție și în care noi o să oferim cursuri, bine, noi împreună cu specialiști în domeniu, pe partea de meserii. Se știe că duce mare lipsă în țara noastră de meșteri, nu, sau de ceea ce noi numeam meșteri. Foarte mulți sunt plecați peste hotare sau foarte mulți nu activează în acest domeniu. Nevoia este mare, însă nu e acoperită pe piață și tocmai de aceea e nevoie de astfel de inițiative în școlile de artă și meserii, care nu mai sunt, din păcate, foarte multe la noi în țară. Nu se reușește acoperirea acestei nevoi și înțeleg că asta e profilul, nu inițiativa pe care voi o dezvoltați. Știm deja, Luca, despre ce meserii va fi vorba sau pe ce obiective vă concentrați în acest proiect? În principiu ne concentrăm pe meserile astea care, în ghilimele, dor cel mai tare. Instalator, electrician, sudor, cenecist. Sunt cumva lucruri de care ne lovim zi de zi, faptul că nu mai găsim acești meșteri. Și în același timp, cum ziceai tu despre elevi care plec din țară, ei sunt cumva unul dintre targetele noastre principale, pentru că noi putem să le oferim perspectiva asta a unei meserii într-o altă ambianță. Cumva să prezentăm meseria ca fiind ceva cool. Pentru că acum, probabil la nivelul acela de vârstă, cumva toți și-ar dori să fie, nu știu, DJ, influenceri, IT-ști. Deci toți văd asta ca fiind o meserie cool, pe când dacă cineva le-ar prezenta, de exemplu, că un sudor poate să câștige poate chiar mai mult decât ce am enumerat înainte, plus că faci o chestie chiar faină, le-am schimbat perspectiva despre aceste meserii și și-ar dori să o facă pe bune. Deci trebuie să fie o școală la care tu să vii cu drag. Și asta o să pornească de la cum o să gândim designul școlii și care îi arhitectura ei înăuntru, până la partea de, efectiv, oamenii care vor face aceste traininguri și vor învăța pe copiii aia pe bune să facă lucrurile bazate pe rezultate, nu pe diplome sau, nu știu, pe lucruri pe care au fost ei învățați înainte. Ei pe hârtii s-o și pe dosare cu șină. Și, de bună seamă, construcția unei astfel de școli și funcționarea ei presupune foarte multe fonduri. Voi așa aveți stilul, știu acest lucru, înainte de a porni la drum un nou proiect, o nouă campanie. Vă faceți calculele, știți exact despre ce buget e vorba. În ce stadiu ați reușit să ajungeți acum cu acest proiect? De ce fonduri mai e nevoie? Și mai ales, cum pot susține cei care ne urmăresc și care doresc să se implice în această inițiativă? Așa este. La început de fiecare campanie ne facem un buget și încercăm să împărțim bugetul acela în timp, încât să vedem dacă putem să o rezolvăm. Momentan, bugetul pentru școală e de 300.000 de euro, din care noi deja am strâns 126.000, suntem aproape la jumătate. Exact. Și acum suntem în discuții și sper să rezolvăm terenul. E primul pas, cel mai important. În moment în care deja vrem să și dăm drumul la lucrări. Pentru oricine care vrea să susțină școala de meserii, poate să acceseze site-ul birbrothers.ro
sau ne găsește pe Facebook și există rubrica de donații și acolo se poate dona indiferent cu cardul, prin BTP, avem toate formele la dispoziție. Și noi sperăm anul ăsta să punem cumva steagul în terenul care o să urmeze să fie școala. Analiza oportunităților legate de teren și în același timp o donație făcută în nume personal sau în numele unei firme, companii, organizații interesate să susțină, pentru că de fapt nu vorbim despre o cheltuială, nu, Lucian, cred că ești de acord cu mine, ci despre o investiție în educație care de fapt se întoarce și spre noi, spre oricare dintre noi. E o mare bucurie când ai nevoie de un astfel de meșter să-l găsești și să știi că ți-a făcut o treabă de calitate. Cred că fiecare am avut experiențe nu neapărat plăcute în această zonă, pentru că nu, spuneam puțin mai devreme, oamenii care știu meserie și care fac o treabă de calitate au cam plecat, sunt prin alte țări. Da, și să știi, chiar vorbind despre școala în sine și noi între noi când ne gândeam, am zis că o să facem și un curs pentru noi ăștia 30 plus, un fel de curs ca să poți să supraviețuiești în casă, și nu glumesc, că despre asta o să fie, cum să schimbi o țeavă, cum să schimbi un robinet, cum să schimbi o priză. Eu cred că sunt lucruri de care noi ne lovim zi de zi și cumva ne blocăm, nu știm ce să facem, apelăm la un meșter care probabil nici el nu știe și cheltuim numai niște bani aiurea, pe când o să fie profilate exact pentru chestia asta. Pentru categoria asta de vârstă, pentru oameni care să știe să-și gestioneze propria casă. Lucrurile astea relativ simple, cumva, dar nu ni-s la îndemână. Kit de supraviețuire în apartament ne propun cei de la Beat Brothers. Lucian, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi. Mult succes cu proiectele voastre. Evident, rămânem conectați la ele și le reflectăm și în ediții viitoare. Așadar, doamnelor, domnilor, mergem acum mai departe și vă spun, deși emisiunea Fără Prejudecăți este în vacanța de vară, așa cum se întâmplă în fiecare sezon, colega mea, Andreea Noge, pregătită să ne aducă informații din acest domeniu, pentru că se întâmplă lucruri în domeniul dizabilității și nu trebuie să le ratăm. Te salutăm, Andreea. Bine ai revenit alături de noi. Te salut și eu, bine te-am regăsit. E interesant să mă aflu din nou în platou. Și deși spuneam, emisiunea se află într-o vacanță, tu rămâi racordată la temele mari din dizabilitate. Absolut, pentru că la Radio Cluj rubrica Inclusiv continuă și așa că rămânem, bineînțeles, nu putem pierde legătura cu temele din acest domeniu. Pe vară ele sunt mai puține, dar sunt cu atât mai importante, știi? Pe de o parte e ca și cum sclipiciul s-ar fi erodat și ar fi rămas esențialul. Și ce a rămas e cu adevărat interesant. Vorbeam cu Luca puțin mai devreme de la Beat Brothers despre meserii. Și aici vii și completezi sau ne aduci informație interesantă despre un ghid de meserii. Da, este pentru prima oară când în România a fost lansat un ghid de meserii pentru nevăzători. Pentru că sunt atâtea meserii, știu eu, programator, operator, call center, operator resurse umane, psiholog, pe care un nevăzător le poate face la fel de bine ca un văzător. Nu-mi spune că în sfârșit am depășit paradigma, singura meserie a unui nevăzător poate fi aceea de masăr, că perii nu se mai fac acum. Perii nu se mai fac și nici cartoane, dar apropo de paradigmele clasice, pe când eram în facultate, am fost invitată la un moment dat la o televiziune, n-o să spun care, stăteam în așteptarea începerii emisiunii cu cineva în afara platoului care m-a întrebat dacă mă ocup de muzică. Nimic altceva nu i-a putut trece prin minte cu care s-ar fi putut ocupa un nevăzător în afară de muzică. Ce să spun? Bine că nu mi-a zis de perii. Pe de altă parte, problema se pune în momentul în care un nevăzător ajunge la un interviu de angajare. De ce ar trebui angajatorul să te creadă pe tine pe cuvânt? Unde să verifice, ce cercetare, ce treabă oficială să-i poți indica în legătură cu faptul că, da, un nevăzător într-adevăr poate să facă anumite lucruri. Unde să verifice viitorul angajator ce se poate și ce nu și de ce adaptări va fi nevoie. Ghidul acesta de meserii, care înglobează de fapt 9 meserii moderne pentru nevăzători, dacă îmi permit să folosesc cuvântul ăsta atât de des folosit în ultima vreme și abuzat, dar este construit pe 2 paliere. În primul rând se adresează angajatorului, căruia îi se spune despre adaptările necesare în arhitectură, în tehnologie și în resursele umane, cât și angajatului, posibilului angajat,
care află despre meseriile disponibile, despre competențele necesare, drepturile salariale și până la urmă tot pentru angajat, pentru posibilii angajați, ghidul cuprinde și 9 studii de caz cu nevăzători care deja practică meseriile respective. A fost acest ghid realizat de Asociația AMAIS din București, de unde noi am mai stat de vorbă cu programatorul nevăzător Alex Cupu și cu arhitecta Iris Popescu și se poate descărca de la adresa ghid.amais.ro. Mai avem încă 5 minute de discuție. Vreau să ne vorbești și despre noutăți în transplantul de cornee, un alt subiect pe care l-ai tratat. Da, este de fapt un subiect destul de interesant. Transplantul de cornee a ajuns în România prin filieră rusească pe la începutul anilor 90 și a și continuat o vreme, dar din nu știu ce motive, motive de conjunctură, de siguranță sau de birocrație pur și simplu, acest lucru a încetat prin anul 2000. Ei bine, relativ recent, Spitalul de Urgențe Oftalmologice din București a anunțat că după 2 decenii de pauză, transplanturile de cornee sunt în sfârșit reluate în România. O echipă de medici tineri a călătorit sute de kilometri pentru a aduce în țară cornea care să îi redea vederea pacientului în vârstă de 77 de ani. Acum, procedurile de atunci au fost serios modernizate. Țesutul care este implantat este verificat să corespundă din toate punctele de vedere și ca și compatibilitate și ca siguranță. Deci totul ar fi disponibil ca transplanturile de cornee să continue în România. Problemele sunt apar pentru că, iarăși, ca de fiecare dată, legislațiile nu țin legătura cu realitatea și nu țin pasul cu realitatea. Pentru că în alte țări, de exemplu, există băncile de cornee de unde se face distribuția. Italia, de exemplu, are un asemenea stoc încât poate chiar să exporte țesutul care va fi implantat. România nu are așa ceva și atunci, bineînțeles că pacienții obțin mai greu o cornee atunci când au nevoie de transplant, chiar dacă procedura este disponibilă la noi în țară. Ai noutăți și despre programe personalizate pentru copiii cu autism. Da, dezbaterea privind noul subprogram de autism s-a încheiat după o perioadă destul de îndelungată. S-a încheiat spre mulțumirea majorității părților, din câte am înțeles. Noi terapii vor fi decontate, este vorba de un domeniu, un spectru destul de variat. Vor fi decontate terapii atât în ce privește consilierea psihologică, analiza comportamentală, logopedia, kinetoterapia. În orice caz, terapii furnizate de specialiști care să fie acreditați într-un fel sau altul. Ceea ce mai introduce nou acest subprogram este persoana coordonatorului de intervenție, un specialist, un psihiatru și așa mai departe, care să decidă care sunt terapiile de care are nevoie persoana cu spectru autist și în ce cantitate. Deci, teoretic, de acum nu va mai fi că, nu știu, se decontează doar 2-3 ore de terapie pe lună și în rest n-au decât oamenii să se descurce pe cont propriu. Acestea au fost concluziile dezbaterii la care au participat ONG-uri, a participat Casa de Asigurări de Sănătate, Colegiul Psihologilor din România și așa mai departe. Toate acestea, Mădălina Turza crede că, consilier de stat Mădălina Turza, crede că vor fi implementate într-o normă cândva în această toamnă. Deci e o viteză destul de bună de data aceasta. Iată, și sunt ultimele minute ale intervenției noastre, mai avem vreme să tratăm un subiect. V-am prezentat cu ani în urmă informația că la Cluj-Napoca Universitatea Babeș-Bolyai avea deschis primul birou pentru studenții cu dizabilități. Ce înseamnă asta, Andreea, în ceea ce privește numărul studenților cu nevoi speciale care se înscriu la Universitatea Babeș-Bolyai? Ai informații despre asta? Nu, despre asta deocamdată nu am informații, dar am altă informație rapidă. Pentru că chiar aseară m-am întâlnit cu Marian Pădure, coordonatorul biroului studenților cu dizabilități, care se ocupă și cu filmele accesibilizate la TIF. Anul acesta a fost difuzat, chiar aseară, al 13-lea film accesibilizat de la Festivalul de Film Transilvania, care este, de altfel, singurul festival de film din țară care difuzează astfel de filme. O colaborare cu cei de la Fundația Cartea Călătoare, exact, și care reușesc să accesibilizeze aceste filme.
și progresează foarte mult oamenii. Din câte observ, eu am mai participat la edițiile de filme accesibilizate și sunt tot mai bune. De această dată a fost aleasă pelicula Berliner, lansată, apărută în 2020. Deci se aleg în principiu filme românești pe care să le aducă nevăzătorilor, pentru că și nevăzătorul are ce căuta la cinema. Andreea, îți mulțumesc foarte mult pentru toate aceste subiecte pe care le-ai documentat. O plăcere să ne reîntâlnim și, evident, te așteptăm cu noi informații proaspete, pentru că știm, ești conectată la tot ce înseamnă subiectul incluziunii și ne aduci întotdeauna informație foarte interesantă. Mulțumesc foarte mult și mult succes în activitatea ta la radio. Ce înțeleg, nu ia pauză în această vară. S-a cam dublat în această vară. Mulțumesc și eu pentru invitație. Regiunea în obiectiv, la final, doamnelor, domnilor, rămâneți alături de programele televiziunii române. Eu sunt Ovidiu Damian, să aveți o zi excelentă. La revedere!